Publicul mușcelean este obișnuit cu opera lui Adrian Săvoiu. De la albume, la pagini inedite despre Câmpul Lung, de la amintiri până la portrete, scriitorul și-a căpătat un loc în inimile oamenilor de cultură, dar și unul în istoria și cultura orașului. Prezent la Galeria Arta, acesta a adus în fața cititorilor o nouă carte. Ca să încerc rotundul lumii, jurnal de călătorie, este o experiență a autorului trăită prin călătorii după căderea cortinei de fier. Așa cum afirmă, a dorit să vadă Parisul încă pe vremea când studia despre mari scriitori francezi, însă vremurile i-au fost potrivnice. Această dorință s-a transformat cu timpul într-o obsesie, iar când a sosit vremea să meargă la Paris, pregătirea pentru a vizita orașul luminilor a devenit maniacală. Toate aceste documente am mers și le-am predat acolo la BTT. Și mi-a spus că în circa 2-3 săptămâni urmează să iasă viza și să trec pe acolo din când în când ca să mă interesez. Am făcut câteva drumuri și de fiecare dată mi se spunea: dumneavoastră sunteți în așteptarea vizei. Cu câteva zile înainte am mers din nou: dumneavoastră sunteți în așteptarea vizei. În ultima zi, în seara de dinaintea excursiei, a doua zi de dimineață pleca avionul, același răspuns: dumneavoastră sunteți în așteptarea vizei. Și în așteptarea vizei am rămas și astăzi. Alături de scriitorul câmpulungean s-au aflat prieteni, oameni de cultură, dar și un numeros public. De la Mățău, așa cum o face de fiecare dată când Adrian Săvoiu își lansează o carte, a sosit și profesorul și scriitorul Cezar Neacșu. Să te duci la Muzeul Louvre de 7 sau 9 ori, asta nu înseamnă demonul înțelegerii lumii frumosului, ci este exact ceea ce se apreciază în legătură cu noi, calitatea umană principală este cunoașterea. Ca și celelalte cărți ce poartă semnătura Adrian Săvoiu, și acest jurnal de călătorii a văzut lumina tiparului la editura Ars Docendi a Universității din București. Lansarea se înscrie în seria de evenimente organizate de editura Universității în cursul anului 2018, la 20 de ani de la înființare.